veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Slăviți să fie Domnul pentru toate sufletele mântuite, oriunde în lume și oricând de-a lungul timpului. Lecția 11-a din tematica Hristos și spășirea, păstrarea mântuirii. Dobândirea mântuirii a fost realizată prin jertfa Domnului Hristos și noi am intrat în această stare de har, cum zice Pavel, prin credință și pocăință. Despre aceste două noțiuni am vorbit în ultima lecție. Dar rămânerea în har, păstrarea mântuirii, este lucrarea Duhului Harului și a sesiunii Marelui Preot, a mijlocirii Domnului din ceruri, dar această stare necesită din partea omului statornicie și stăruință. De aceea vom privi mai întâi la siguranța mântuirii, la certitudinea care o avem, că Dumnezeu, odată ce ne-a mântuit, nu va evita mântuirea noastră, ci dimpotrivă o va desăvârși cu certitudine. Apoi vom vedea ce trebuie să facem să perseverăm în această mântuire, să stăruim în har. Părerile sunt împărțite tratând acest subiect. Pe de parte, unii consideră că mântuirea odată primită, acceptată, nu mai poate fi pierdută. Cine a dobândit calitatea de fiu al lui Dumnezeu prin mântuire, rămâne în mod irevocabil cu dreptul acesta pentru veșnicie. Cealaltă vedere acceptă posibilitatea căderii, cum de altfel și îngerii au căzut. Dar haideți să vedem în ce măsură siguranța mântuirii ne dă nouă stabilitate și confort pe calea credinței. Baza siguranței noastre este constituită, pe de o parte, de promisiunile făcute de Dumnezeu în cuvânt. Noi avem, în primul rând, un temei legal al siguranței noastre. Iată ce spunea Domnul Hristos în Ioan, capitolul 5, versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Un adevăr afirmat de gura Mântuitorului. El însuși este adevărul. El nu putea să mintă. Chiar El însuși s-a luptat pentru mântuirea noastră. Iar despre Dumnezeu Tatăl citim în Tit, de la primul verset al epistolei, Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă. Dumnezeu s-a angajat să ne mântuiască, cu toate că oamenii au fost atât de răzvrătiți până în acest moment, niciodată Dumnezeu n-a abandonat planul mântuirii și cu siguranță îl va duce până la sfârșit, slăvit să fie El. O altă certitudine este dată de prezența Duhului Dumnezeu în noi și în biserică. Dacă Dumnezeu ne-ar abandona și ar retrage delegatul dumnezeirii care locuiește în noi. Iată ce spune în 1 Ioan capitolul 3, versetul 24, despre harul acesta. Cine păzește poruncile Lui rămâne în El. Și El rămâne în El, adică Dumnezeu în noi. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Prin Duhul, așa cum spunea Mântuitorul, Tatăl și Fiul au venit și locuiesc împreună cu noi, evident, în condiția păzirii cuvântului, că Dumnezeu nu poate să stea într-un mediu care nu este sfânt. Să citim și din cuvintele apostolului Pavel din Roman capitolul 8, versetul 16, unde observăm că prezența Duhului nu doar că ne dă nouă siguranță, dar Duhul face confirmarea în ceruri în permanență pentru noi. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru
că suntem copii al lui Dumnezeu. Dumnezeu are și îngeri care îi raportează tot ce se întâmplă. Dar în primul rând noi suntem certificați de cuvântul și de girul care Duhul Sfânt îl dă susținându-ne pe noi înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, în ființa noastră putem să avem confirmarea mântuirii. Cugetul nostru ne face să avem liniște. O viață curată te face să ai siguranță. Pavel zice în Roman 9:1 astfel: spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Și tot despre aspectul acesta interior citim și în 1 Ioan capitolul 3 de la versetul 18. Și până atunci gândiți-vă că și pentru cei care nu sunt mântuiți, tot conștiința este cea care îi osândește sau le dă libertate. Ori dacă și pentru cei răi, acesta este elementul care arată dacă noi suntem pe o cale bună sau greșită, cu cât mai mult pentru noi poate să arate o conștiință iluminată, un cuget desăvârșit. Dar, repet, doar în condiția unei vieți curate. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Ori în ce ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Preaiubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Putem să-i spunem Tată, cu sinceritate. Și mă adaug din 2 Corinteni 13:5, unde Pavel face o provocare. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă cercetați-vă, nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Deci, în condiții normale, noi trebuie să avem încredințarea și liniștea că suntem în Domnul, suntem în har. Și dacă rămânem în har, în final, mântuirea este și a noastră. Dacă vine diavolul să vă ispitească, folosiți-vă de aceste trei argumente. De făgăduințele din cuvânt, de prezența Duhului Dumnezeu în noi și de conștiința noastră rezultată dintr-o trăire curată. Acestea trebuie să confirme în mod suficient, în așa fel încât să putem să cântăm cu bucurie că vine Domnul într-o zi și vom merge la El. Vreau să observăm câteva exemple din Noul Testament, unde, în mod special, scriitorii acestor cărți, epistole, au afirmat siguranța mântuirii. Pavel folosește de peste 40 de ori expresia știm, știu. Eu vă citesc doar una dintre aceste multe. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 12. Și amintiți-vă că epistola aceasta este scrisă din închisoare. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine. Că știu în cine am crezut. Și nu doar că știu ca idee. Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Știm și avem încredere în Dumnezeul nostru. Așa după cum scrie în Isaia că într-o zi vom cânta: acesta este Dumnezeul nostru în care ne încredeam, că ne-a mântuit, aceasta e mântuirea Lui, făgăduită și realizată la momentul potrivit. Sau dăm un cuvânt și din epistola lui Ioan, prima dintre ele, capitolul 2, versetul 29. Dacă știți că El este neprihănit, să știți că oricine trăiește în neprihănire
este născut din El. Poți să ai și siguranță în dreptul altora. Dacă sunt oameni credincioși, înseamnă că sunt născuți din Dumnezeu. Și sunt ai Domnului, sunt frații noștri. Aici însă vreau să reținem o atenționare a Scripturilor. Există siguranță falsă. Citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 3, unde oameni religioși, că religia creează ideea siguranței. Ateii n-aveau nicio siguranță în mântuire. Pentru ei, totul era aici. 3 de la 7 la 9. Ioan zicea dar norodelor care veneau să fie botezate de el. Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar rodul vrednici de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă. Avem pre Avram ca tată. Parcă să-și împace conștiința lor. Ziceau ne înșiși, noi suntem din neamul sfânt. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să zice fiul lui Avram. Deci Ioan zice cu alte cuvinte, nu că n-ați avea dreptul să fiți mântuiți, că și alții l-au care nu se trag din neamul acesta. Dar securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, de orice pom care nu face roade bună este tăiat și aruncat în foc. Poate să existe siguranță falsă pentru unii care nu sunt sădiți cu adevărat. Spunea Mântuitorul, orice răsat care nu l-a pus Tatăl meu, va fi aruncat afară. Amintiți-vă de Biserica Laodiceea din Apocalips capitolul 3. Și momentul este absolut actual. Nu este din istoria evreilor și are doar o semnificație de pildă pentru noi. Este profeție pentru vremea din urmă. 3 cu 17. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu-mi lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Deci, poate crede cineva sau chiar o biserică întreagă că ei stau bine și când colo, Dumnezeu să nu-i recunoască cum o va și face în final cu unii. Dar atunci cum rămâne cu siguranța de care eu am vorbit până acum? Oamenii aceștia nu își extrag siguranța din cuvânt. Pentru că în cuvânt se confirmă cine are drept la mântuire. Cine îl păzește. Nu își trag siguranța din Duhul Sfânt. Căci Duhul Sfânt, dacă ar fi în ei, i-ar călăuzi în adevăr. Și nu își trag siguranța dintr-o conștiință curată. Ci dintr-o stare de amăgire. De care Dumnezeu să ne păzească. Să privim acum la felul în care trebuie să perseverăm în mântuire, ca să fim siguri că alergăm pe calea vieții. Așa spunea Mântuitorul, împărăția se ia cu năvala, atât la intrare, accesul nu mai este determinat de reguli, de neam sau de ordine de prioritate, dar și după aceea, Pavel spunea, eu alerg spre țintă, fac un singur lucru, numai înainte pentru premiul chemării cerești. Deci vreau să mai punctăm încă o dată sub o altă ordine de idei, că din partea lui Dumnezeu nu se pune problema ca El să nu ne mântuiască. El este fidel promisiunilor sale. Dumnezeu nu minte, nu se dezice, nu ne abandonează. Iată ce spunea Mântuitorul în Ioan capitolul 10, de la versetul 27. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Diavolul nu o să ne poată lua cu forța de la Dumnezeu. Și nici Dumnezeu nu se va dezice de noi. Este o diferență totală între oarecare convenție sau parteneriat de pe pământ. Când ai o înțelegere cu cineva, te gândești că poate el nu se ține de cuvânt, de promisiune. La Dumnezeu nu există așa ceva. Toată problema este la noi, dacă este. El este același, numele Lui fie slăvit. Citesc și din altă parte, pentru că sunt cuvinte
de îmbărbătare frumoase pentru noi din Filipeni, capitolul 1, versetul 6, unde și Pavel confirmă ca și Mântuitorul siguranța mântuirii prin prisma lui Dumnezeu. Sunt încredințat, 1:6, că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Și mai adaug un verset, 2 Tesaloniceni 3:3. Credincios este Domnul, El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Lucrarea lui Dumnezeu în păstrarea și desăvârșirea mântuirii noastre are două laturi potrivit acestui verset. Pe de o parte, se ocupă de noi să ne crească, că nu ne poate mântui așa mici bebelași. Trebuie să creștem. Iar pe de altă parte, se ocupă de siguranța noastră. Ne păzește de cel rău. Ca și cum ai avea o grădină, îi asigur și munca necesară și condițiile pentru creșterea seminței, a recoltei, dar îi faci și gard ca să nu afecteze fiarele sau alte lucruri care ar putea să nimicească munca ta. Repet, toată problema este la noi. Și deschideți acum la 1 Cronici 28, unde bătrânul David îl avertiza pe proaspătul și înțeleptul împărat Solomon de mersul acestor lucruri. Citim versetul 9. Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde în toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine. Dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Acesta este principiul. Dumnezeu este același, la locul lui, cu aceeași dragoste constantă, plin de iubire. Îl cauți, îl găsești acolo. Rămâi cu el, se bucură de părtășie cu tine. Și citeți și din Noul Testament cuvintele Mântuitorului din Ioan 15. De la versetul 2, acea pildă frumoasă cu vița și mlădițele. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, zicea Domnul, el, adică Tatăl, o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Versetul 4. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, și ca să nu fie totul doar simbolic, dacă nu rămâne cineva în limitele cuvântului, dacă trece peste prescrierile Domnului, potrivit cu lumina care o primește prin Duhul Sfânt și în mod conștient și voluntar, deliberat, refuză să asculte de îndemnul Domnului, de chemările repetate. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dar, repet, există sezoane de curățire potrivit cu comparația aceasta. Așa este și la Domnul. Dacă așa stau lucrurile, hai să citim tot din Ioan 8, versetul 31. Și a zis iudeilor care crezuseră în el, parafrazând, și ne zice astăzi nouă tuturor celor care am crezut în el, dacă rămâneți în cuvântul meu,
sunteți în adevăr ucenicii mei. Ce trebuie să facem ca să rămânem? Care sunt mijloacele harului de rămânere în credință? Că dacă nu, este ca și cum te-ai iubit cu un partener la tinerețe, v-ați căsătorit cu atâta drag, a fost o sărbătoare specială la nuntă, dar după vreme ați abandonat viața de familie și poți ajunge chiar despărțit și recăsătorit cu altcineva. La fel, a putut să aibă cineva un moment special cu Domnul, o zi de botez plină de bucurie, cum spunem pe bună dreptate că e biblic, cu bucurie aici și în cer, dar cu vremea să se piardă orice urmă. Ce trebuie să facem să rămânem în credință? Ba chiar să aducem roadă, ba chiar să creștem spre mântuire. Vreau să vă dau două din mijloacele harului la care lucrează Duhul Harului. Și despre aceste două vom vorbi pe larg într-o altă lecție. Sunt simple și la îndemâna oricui. Stăruința în studierea și împlinirea cuvântului este prima și a doua este vegherea în rugăciune. Acum vă spun doar să nu le confundați cu tot aceste două lucruri, dar făcute formal. Poți să citești în Biblie așa, ca să o termin, că ți-ai propus să o citești. Sau să citești când ai timp, sau seara, înainte de a te culca. Așa, sporadic. Mai citești poate când, știu eu, este un moment de rugăciune, să citești un psalm înainte. Dar nu asculți cu alarea minte, nu te interesează în mod profund. Iar la rugăciune poți să ajungi să te rogi, să ai niște rugăciuni formale pe care, după ce te-ai obișnuit, după ani de pocăință, le zici. Dar asta nu înseamnă veghere în rugăciune. Deci cele două lucruri ne țin pe noi în har, dar numai dacă sunt făcute cu har. La primul, la aspectul cuvântului, lucrează Duhul. El ne-l destăinuie. Că altfel n-am putea pricepe lucrurile ascunse lui Dumnezeu dacă Duhul lui Dumnezeu nu ni le-ar descoperi. Și Duhul este preocupat să te trimite pe tine la cuvânt și să te hrănești din cuvânt. Iar în rugăciune tot Duhul mijlocește pentru noi. Ori dacă îl lăsăm pe El să mijlocească și noi, nu mai suntem cointeresați când de fapt mântuirea aia noastră. Duhul într-o zi va fi întristat și va spune, de acum, eu mă rog pentru El și El își spune numai mantrele Lui cu care s-a obișnuit. Și despre aceste două aspecte, vă citesc totuși câteva versete. Mai întâi, Deuteronom, capitolul 6, versetele 6 și 7. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să le vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le lești ca un semn de aducere aminte la mâini și să fie ca niște fruntare între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Deci, imaginea cuvântului să fie izbitoare pentru ochii tăi. Amintiți-vă de ce îi spunea Domnului Iosua, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, că atunci vei izbuti în toate căile tale și vei lucra cu înțelepciune. Am văzut femei în vârstă, surori credincioase, care citesc sistematic în Scriptură și au notat, de acolo a citit în ziua cu tare. Am văzut tineri și tinere care își duc Biblia uneori când pleacă, chiar la școală, când știe că au niște ore mai ușoare și este un timp de navetă, să citească. Oamenii aceștia au toate șansele să rămână în harul lui Dumnezeu, să finalizeze cu bine mântuirea. Coloseni 4:2. Stăruiți în rugăciuni,
Vegheați în ea cu mulțumire. Și sunt îndemnat să vă dau un exemplu concret. Familia bunicilor și a părinților mei au fost primii care s-au întors la Domnul în comuna aceea. Dar după 4-5 ani a venit un val de învățătură și cea mai mare parte din ei au fost influențați, mai mulți de 10, și n-au mai mers la biserica la care se botezaseră. Singurii care au rămas pe poziție au fost bunicul și bunica din partea tatălui meu. Dumnezeu le-a făgăduit că și ceilalți se vor întoarce, ceea ce s-a și întâmplat. Dar eu, crescând mai mare, m-am întrebat, Doamne, de ce aceștia au rămas și ceilalți au avut o deviere prin harul Domnului, repet, cu revenire? Și Dumnezeu m-a conștientizat și am înțeles foarte clar. Îmi amintesc că mă duceam cu plăcere la bunicul și la bunica, citeau în fiecare zi amândoi în Biblie și aveau o harfă de cântări din acelea prima ediție. Erau răsfoite și paginile rupte la margine, pentru că în fiecare zi ei cântau împreună, citeau și unul și celălalt. Ceilalți studiau tare, dar de rugat. Știu că au venit niște frați de la biserică când i-au căutat ca să-i recupereze. Nu s-au plecat cu ei. Dar cine le va împleti pe astea două? Rămâne în harul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Și acum cel de-al treilea punct. Cum poți să ajungi din soteria, din siguranță, din restaurare, în apostacia, în a cădea la o parte? Se poate cădea datorită mai multor cauze. Eu le-am grupat și vă pun în față trei. În primul rând, nevegherea în dragoste. V-am dat exemplu cu viața de familie. Ca să se răcească relații între cei doi și chiar să se ajungă la divorț, e suficient mai întâi să fie mai reci unul cu altul, mai distanți, să nu se iubească așa cum trebuie să iubească o familie și cum respectiv trebuie să fie iubirea în viața credinciosului. Iată ce scrie în Apocalipsa capitolul 2 despre acea biserică foarte credincioasă, cu dăruire, biserica din Efes 2:4. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și lucrul acesta este sesizat chiar în vremea noastră de mai mulți. Și pare o sesizare pe care, a cărei realitate nu prea ai cum să o judeci. Cum să-l judeci pe fratele și pe sora că i s-a răcit dragostea? Ce măsuri se iau împotriva lui? În situația aceasta trebuie doar să ne îndemnăm, spune în Evrei, și fiecare să se silească, să se apropie de Domnul. Pentru că spune în continuare, adu-ți aminte, dar de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce la faptele tale din tâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Dar oamenii aceștia fuseseră niște pocăiți de excepție. Dar spune în versetul 7, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Și biruința este la urmă. Adaug Evrei 10, de la versetul 24, antidotul pentru ispita aceasta. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Că dragostea în biserică nu rămâne fără fapte bune. Că și cei din Efes au fost sfătuiți să se întoarcă la faptele din tâi. Dragostea are faptele ei. În dragostea din tâi te duceai, alergai, erai în stare să dăruiești, să te sacrifici. Poți de altfel să te verifici dacă nu mai ai sau nu mai am, în funcție de rodul faptelor, de pasiunea practică care o mai am sau nu mai am. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu
atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Deci, slăbirea faptelor de credință și absenteismul de la biserică sunt indicatorii răcirii dragostei. Cine rărește cu biserica, nu mai are dragoste. Cine își stagnează palmaresul de fapte bune, și-a pierdut dragostea. De altfel, am putea lua o comparație. Unii sunt niște pasionați cu totul și cu totul pentru sport. Acolo își dau poate cotizația lor dacă sunt membri, la acele întâlniri se duc, dacă le scade pasiunea, mai poate trece câte o partidă și fără să meargă ei, nu vor mai fi atât de grabnici să dăruiască, că le-a slăbit pasiunea pentru acea lucrare. În cazul nostru, Satan se va lupta să ne scadă pasiunea, dar Duhul lui Dumnezeu va vrea tot timpul să fie reaprinsă și așa să fie, amin. În al doilea rând, nesepararea de lume. Imixiunea lumii în problemele bisericii. Iată ce spune în 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege, sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Este suficient o prietenie cu un nepocăit, el te va chema la părtășiile lui, îți va rupe timpul tău de rugăciune și de cuvânt, sau chiar de adunare, chiar o asociere pe fond economic, când ți se pare că trebuie să lucrezi împreună cu el pentru că este partenerul tău. Dacă te solicită prea mult, foarte mulți și-au pierdut pe fondul afacerilor și familia și credința, că nu degeaba spune în Timotei că cine prea mult s-a dus după astea, a rătăcit de la credință și s-a străpun singur cu o mulțime de chinuri. Versetul 16. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Trebuie să existe o delimitare, o separare clară între biserică și lume, dacă vreți să rămână biserică. De aceea, mai adaug doar din Iacov o sesizare foarte pertinentă, capitolul 4, versetul 4. Suflete preacurvare, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Vrăjmaș cu Duhul Sfânt, vrăjmaș cu Fiul omului când își va revărsa mânia și vrăjmaș cu Dumnezeu, pentru că nu vei avea parte de împăcarea aceea de care am vorbit, că este realizabilă prin ispășire. Și în al treilea și ultimul rând, citim în 1 Timotei 4, foarte mare atenție la învățăturile străine, numite aici, iată cum. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Deci, influența religiilor păgâne, a ereziilor, îi va desprinde pe mulți de credință și de mântuire. De aceea, trebuie să rămâi statornic nu doar în fapte bune, nu doar în zelul tău pentru cele sfinte, în păstrarea unui adevăr curat, că uneori ereziile sunt mai pasionate și oamenii din cadrul lor. Chiar astăzi, mergând pe stradă, am văzut un colb care mergea cu geanta lui și cu revistele și știu că tot mereu îl văd prin oraș. Ei își fac norma și activează foarte mult, dar săracii de ei,
vor fi pierduți cu toată slujba lor misionară, cu tot studiul lor intelectual, pentru că sunt abătuți prin fățărnicia unor oameni care au fondat niște învățături mincinoase. Iată ce spune și Petru în privința aceasta, chiar din nou vizând vremea sfârșitului, a 2 Petru, capitolul 3. Iată ce zice el, ca în toate epistolele lui Pavel, când vorbește despre lucrurile acestea, despre lucrurile sfârșitului. În ele sunt un lucru grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Deci, o învățătură falsă aduce pierzarea. Dar oile care ascultă de Mântuitorul nu vor fi înșelate niciodată de un străin. Fiți liniștiți. Numai oile care n-ascultă de Domnul se vor duce după străini. Chiar din cauza aceasta, ziceți, sau în Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire să creadă o minciună, fiindcă n-au primit dragostea adevărului. Și în acest caz, Dumnezeu nu este vinovat. Israel, după ce a primit o lege sfântă, cum n-a fost alta printre neamuri, s-a îndepărtat de Dumnezeu. A căzut în adulter spiritual, în apostazie. Și vă citesc doar două versete din Ieremia și apoi Osea. Le citesc pentru a înțelege principiul biblic sub care Dumnezeu acționează. Pentru ce dar poporul acesta Ierusalimului se lasă dus în necurmate rătăciri, stăruiesc în înșelătorie și nu vor să se întoarcă la Dumnezeu? Vedeți, Dumnezeu nu dintr-o dată dă cu piciorul în cineva și nu mai vrea să știe cum te cheamă. Ați sesizat câte au făcut aici evreii? Se lasă duși în necurmate rătăciri, adică în permanente stări de abatere. Stăruiesc în înșelătorie, deci măresc gravitatea răului și de asemenea când sunt chemați nu vor să se întoarcă. Ce mai era să le fac? Și aceeași idee rezidă și din Osea, capitolul 11, versetul 7. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine. Și dacă sunt chemați înapoi la cel prea înalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. Și am văzut personal când sunt oameni porniți să cadă. Te duci, vorbești cu ei, unii sunt indiferenți, alții deja sunt anesteziați de diavol și spun, cu mine nu e nicio problemă. Eu sunt în regulă, eu merg pe calea cea bună. Oamenii aceștia sunt într-o alunecare inconștientă. Și la un moment dat vor deveni irecuperabili, vor fi imposibil de întorși și de a fi ridicați. Și vă dau două exemple, fără să mai citesc, că le știți. Cazul Saul din Vechiul Testament și Iuda din Noul Testament. Amândoi au avut ani de zile de neascultare și de abatere. Dumnezeu le-a vorbit, dar ei n-au vrut să se mărturisească, n-au vrut să se recunoască. Și peste unul și peste celălalt au venit duhuri rele de împotrivire, încăpățânare și răutatea în inima lor a crescut până când negura i-a înghițit și ei au fost pierduți pentru totdeauna. Și unul și celălalt și-au pus singur capă zilelor. N-au mai văzut niciun viitor și nicio speranță, nici nu mai aveau. Domnul se depărtase de ei și chiar dacă l-ar fi chemat, nu mai venea. Că și unul și celălalt își consumaseră vremea de har. Dar tot în vremea lor, avem în cazul lui Saul un David, care a păcătuit, dar a revenit cu o pocăință, și Dumnezeu i-a aplicat pedepsele de rigoare. Și în cazul lui Iuda avem ispita neînvinsă a lui Petru. Și el a revenit cu pocăință și a reintrat în formație și a rămas până la sfârșit. Închei afirmând că deși Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul și El stă la dreapta Tatălui în cerul ca ceea ce a realizat când ne-a mântuit, să
continue până când va veni a doua oră. El n-are doar două puncte de intervenție. A venit întâia dată și vine a doua oră, nu? Între cele două puncte, întâia și a doua venire, el este mesites, cum se spune în greacă. Unul care depune pledoarie. Unul care în permanență intermediază mântuirea. Unul care veghează la realizarea mântuirii. Și vă dau aici acea pildă din Luca 13, unde acest adevăr este reliefat foarte clar în pilda smochinului neroditor. El a spus și pilda aceasta: un om avea un smochin sădit în via sa, a venit să caute rod la el și n-a găsit. Atunci a zis vierului: iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, la ce se mai cuprinde și pământul degeaba? Doamne, a zis vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur, am să-i pui gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă, dacă nu, îl vei tăia. Observați că a fost un har de 3 ani și cu intermedierea, zicem noi, a Domnului Hristos, s-a mai acordat un al 4-lea an cu îngrijiri speciale, cu îmbunătățiri. Îi fac și asta, îi fac și asta. Poate că va aduce rău, dacă nu, intervenția intermediară se restrânge și destinul este cel care l-a spus Ioan Botezătorul: va fi tăiat. Și adaug din Filipeni, capitolul 2, versetele 12 și 13. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, aspect valabil în cadrul filipenilor, dacă și la noi, slavă Domnului, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Deci, pe traseu, Dumnezeu ne asistă, El lucrează în noi, noi să rămânem numai sub mâna-i binecuvântată. Și asta va însemna, de fapt, ascultarea noastră. Să rămâi în El, să rămâi cu El. Și El lucrează. Doamne, ajută-ne. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.